Slavă Sfinte și de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan al Moldovii și Bucovinei, pentru cinstita preoții meșteatul Hristos de Aconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milosivire Sfântul cel mai presus de ceruri, duhovnicescul său jertfelnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor săi și să ne miluiască. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă sperită pentru binefacerile primite de la dânsuri, ci să fie bine primite ca o tămâie bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca și acum să audă glasul rugăciunii nevrednicilor robilor săi și buna dorința credincioșilor săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne facă bine nouă și Sfintei sale biserici și tuturor credincioșilor săi să le dăruiască cerecere către mântuire Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică, țara noastră și pe toți românii de pretutindeni, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, pe binecredincioși și creștini, totdeauna să-i întărească cu sănătate, într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi, credincioșii săi rog Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că
milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Domnul miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, pe Tine te rugăm și la Tine cerem, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Păzește-i pe dânsii sub acoperământul bunătății Tale și îi supune lui pe toți vrăjmașul și potrivnicul și îl învrednicește a face totdeauna cele bine plăcute Ție. Pe dregători și judecători în ascultare și neasupritori îi păzește. Pe ostași împotriva tuturor potrivnicilor cu vitejie îi păzește. Și fă ca tot poporul Tău în pace și în dragoste să petreacă toată îndestularea bunătăților celor de pe pământ dăruindu-le, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecredinciosului popor român, tuturor creștinilor care sunt de față la această sfântă slujbă, în această zi națională, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace și sănătate și întru toată bună sporirea. Și păzește, Doamne, pe toți, întru mulți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit într-o credință, pe odihne, Doamne, și sufletele adormiților, robilor Tăi, păzindu-i pe dânsii în viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Doamne, unde Tu, Sfinții și Dreptii, se odihnește, se odihnește, Doamne, și sufletele adormiților, robilor Tăi, Însuțești, iubitorule oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât la ea și ai dezlegat durerile celor ferecăți. Însuși și sufletele adormiților, robilor Tăi, odihnește, pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, de aceea roagă să odihnească și sufletele adormiților, robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna tuturor adormiților, robilor Dumnezeu, eroii neamului căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Aducă Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos,
Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru se cer. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea, pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește acum și sufletele adormiților robilor tăi, eroii neamului nostru românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului și pentru slava Sfintei noastre biserici, pe toți pe cei care, știuți și neștiuți, pomeniți de către Sfânta Biserică, în loc luminat, în loc cuverdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei pe pământul acesta, ca niște călători de la leagă la mormânt cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni viitori, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Căci nu este om să viețuiască în lumea aceasta și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Aleluia! Învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, poveniți eroii neamului, Hristoase Dumnezeu nostru, ți-e slavă, înălțăm împreună cel fără de început al tău, Părinte, cu vrea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și cununea și-n vecii vecilor. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne tuturor eroilor români, căzut pe toate câmpurile de luptă pentru apărare patriei și de valor veșnică pomenite. Veșnică pomenite. Veșnică pomenite. Veșnică primar, onorate oficialități, am săvârșit această rânduială închinată și dedicată acestei zile naționale, o zi de suflet pentru poporul nostru, pentru toți românii. Și iată, am dedicat aceste câteva clipe, ne-am gândit și la eroii neamului nostru, care au căzut la datorie pentru libertate, pentru demnitate și pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de această libertate și de această frumusețe a zilei naționale. Este un moment solemn pentru toți românii și această zi ne obligă pe fiecare dintre noi să privim în trecutul istoriei noastre, să analizăm faptele minunate pe care bravii noștri eroi, înaintașii noștri, le-au făcut pentru cu gândul că viitorul va fi mai bun. Să respectăm această zi și să facem din această zi o zi a împăcării, o zi a frumuseții, o zi a bucuriei, o zi în care să putem să ne dăm mâna unii cu alții și să ne iertăm unii pe alții pentru toate. Binecuvântăm această activitate pe care
o desfășurăm pe raza municipiului Pașcani, a orașului Pașcani. A început aici la Lunca și va continua și la celelalte monumente istorice pe unde veți merge și veți așeza cu trăire aceste gânduri reflectate în coroanele acestea, care vor fi ca un gând de recunoștință pentru toți eroii neamului nostru românesc. Vă binecuvântăm pe toți și vă spunem la mulți ani pentru această zi frumoasă și binecuvântată. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească semnele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum cel așa și pe porumpile noastre, cea de toate zilele de nou astăzi și iartă nouă greșalele noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită, cine îi izbăvește de cel viclean. Toată este împărăție și putere, slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci, vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit ale se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul îndurărilor tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului, și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Amin. În al preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovii și al Bucovinei, dă-i, Doamne, zile îndrăgate și bună sporire în dreapta propovăduire a cuvântul lui adevărului tău și încărmuirea turmii cele cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire. La mulți ani să trăiți. Bine credinciosului poporul de pretutindeni cărbuitorilor țării noastre, mai mari orașelor și satelor noastre, și iubitoare de Hristosoase, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate,
cu viață paștică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și păzește pe dânsi într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate în pace și sănătate și întru toate bună sporire, și păzește pe dânsi întru mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. La mulți ani, România, la mulți ani, români de aici și pretutindeni, să ne trăiți cu sănătate, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să-L vă dea Domnul tot ce doriți, zile semnine și fericire, la mulți ani să trăiți! Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-vă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Dumnezeu, eroi acestui neam care au luptat pentru apărarea dreptei credințe strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru reîntregirea neamului românesc, pe fiecare după numele lor îi pomenește, Doamne, și fă-le lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică doar pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Înviți să fii pomenirea lor, Dumnezeu, să ierte, cu dreptul ce nu te reprimească și noi să ne vrească în buși de oameni. Thank you.
Da, da, da. Cuvinte ale laurilor voi, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi, ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scris în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru alinați-i cu acest cânt, povestindu-le cu fală al eroilor având. Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scris în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru alintați-i cu acest cânt, povestindu-le cu fală al eroilor. Desfeliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țară lor. Pentru fericită adormire veșnică, odihnită, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroii neamului românesc, din toate locurile și din toate timpurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în bătălii, în închisori și în lagăre, pentru libertate, demnitate și unitate neamului românesc și a credinții noastre ortodoxe și pentru casele feierților toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și lepălor, Doamne, din neam în neam, din veac în veac, veșnică pomenire și odihnă, veșnică pomenire. Iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Doar un cuvânt de mulțumire și de recunoștință vă aduc dumneavoastră care v-ați lăsat preocupările din, ați venit aici ca să celebrăm, să comemorăm pe acest eroi ai neamului care sunt, care zac în cimitirul acesta și care, cunoscut sau necunoscut cu numele, v-am mai spus și în anii trecuți, avem 1218 eroi aici sau 800 necunoscuți și 200 cunoscuți cu numele, cu divizia și tot. Noi le aducem recunoscuți pe care le-am pomenit și vă mulțumim și dumneavoastră că nu i-ați uitat. Și să dea bunul Dumnezeu ca să ne întâlnim și la anul și la mulți ani, să trăiască România asta, să prospere, să fie mai bine și pentru copiii noștri. Avem încredere în dumneavoastră, sunteți tineri.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toatele împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te asemenești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunurile, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Să zicem împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit într-o bună credință, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților, robilor Tăi, Mântuitorule. Păzindu-i pe dâng și într-o viață cea fericită, prea nevinovată fecioară, ceea ce L-ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, pentru eroii neamului nostru românesc care au luptat pentru unitatea poporului nostru român, pentru eroii de la Revoluție, care au luptat pentru libertatea și demnitatea poporului nostru român, tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluie! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți dreptii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să le cerem Domnului. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Domnului să ne rugăm, miluiește. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care e călcat moarte și diavolului sărbașii drept viață mentale, însuși, Doamne, fă odihnă sufletelor, adormiților, robilor Tăi, eroilor neamului nostru românesc. Odihnește, Doamne, sufletele lor în locul minat, în locul verdeață, în locul odihnă, Doamne, a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit în viața lor cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe ei, Dumnezeu să ierte.
Nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai Tu singur, Doamne, ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață. Cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea, Tu ești viața, Tu ești odihna sufletelor, adormiților robilor Tăi, eroilor neamului nostru românesc. Și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletelor adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne adormiților robilor Tăi, eroi români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea și demnitatea poporului român. Pentru adormiților lui Dumnezeu Ștefan, Petru, Ungureanu, Crăciun, Gheorghe, Popa, Ioan, Imțanu, Toa, Dărniță, Bărana, Vasile, Voltea, Gheorghe, Prișon, Gheorghe, Rocotenen, Tatădori, Ion, Plutonier, Luca, Ion, Sergen, Guțanu, Ion, Sergen, Damian, Gheorghe, Sergen, Drață, Sergen, Zavaria, Sergen, Bârsan, Sergen, Cucu, Gheorghe, Caporal Damian și Ursul, soldații, Palati, Gheorghe, Davidoaia, Ungureanu, Ungureanu, Zablică, Davidoaia, Palati, Damian, Trifat, Bârsan, Bârsan, Cătea, Atudorii, Turcu, Mormeș, Nistor, Grămadă, Bădularu, Crăciun, Hroștea, Ungureanu, Trifan, Vepetru, Palati, Gheorghe, Atudorii, Gheorghe, Atudorii, Atudorii, Panainte, Atudorii, Paia, Nemțanu, Paladi, Damian, Gheorghe, Crăciun, Trifan, Ancuța, Vrăștea, Vrăștea, Budurăi. Paladi, Nemțanu, Crăciun, Trifan, Carp, Gheorghe, Ion, Paladi. Cuzucaru, Nemțanu, Gheorghe, Apostol, Ion, Vârlan, Ion, Ursu, Luca, Păduraru, Pascalachi, Vrăștea, Crăciun, Păduraru, Teof, Petro, Bârsan, Gheorghe, Ion, Butnaru, Petru, Rosnovăș, Padre, Ancuța, Ștefan, Mandric, Vasile, Vejinaru, Vasile, Paladi, Dumitru, Irimia, Mihai, cu tot neamul lor cel adormit. Lecălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică. Thank you.
pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, Tatăl nostru cu toții, Tatăl nostru care ești în cer. Sfințește-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi neamului, eroi martiri, căzuți pentru libertatea și demnitatea neamului românesc, pentru întregirea neamului și a hotarilor țării, pentru apărarea dreptei credințe de aici și pretutindenea pe fiecare după numele lor și pentru ca să le se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu Duhurilor și-a tot trupul care-i călcat moartea pe diavol, ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi ostași români căzuți la datorii de aici și pretutindenea pe fiecare după numele lor. Îi odihnește în loc luminat, în loc curat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit în viața lor, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Dumnezeu să ierte. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, adormiților robilor Tăi, eroi neamului, eroi martiști, ușneștiu-ți de aici și pretutindenea cele fălor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenirea din neam în neam și nefelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor Doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi să vă mulțumesc cu respect că ați binevoit să poposiți și la Troița din parohia Sfântul Gheorghe Fântânele. E o zi sfântă pentru noi români astăzi, este ziua Marii Uniri, este ziua în care se vorbește despre patrie, despre limbă, despre neam. Este ziua care amintește de cele 1228 de delegații de la Alba Iulia, susținuți de 100.000 de români care au strigat, vrem să ne unim cu țara. Și noi ne dorim astăzi să fie unitate în țară
și noi în cadrul bisericii putem demonstra noțiunea de unitate de la persoanele Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, care una sunt, de la Sfânta Liturghie, care spune să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, și de la acea horă a unirii care, sigur, cântată, înseamnă unitatea tuturor românilor. Vă dorim astăzi sănătate, bucurie și la mulți ani. Vă dorim ca ziua de astăzi și zilele ce vin și sărbătorile de iarnă de asemenea să vă aducă bucurie. Și încă o dată sublinez cuvântul unitate. Astăzi nu este locul să se facă nici politică. Este ziua iubirii, ziua Florin Constantiniu, care spunea așa: unirea n-a făcut-o niciun om politic, niciun guvern, niciun partid, ci a făcut-o țara, a făcut-o oamenii. De aceea, astăzi, cu toții facem apel la unitate. Să aveți o zi frumoasă și binecuvântată. La mulți ani în România! Domnule primar, vă mulțumim că vă ajute Dumnezeu să aveți împlinire. Bine. Sana. Bine. Așa, așa să stai. Bun. Doamne,
Sfântă-nvonvinte ale laurilor foi, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi, ridicați pe piramida nemuririi faima lor. Sfiți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru, aminați-i cu acest cânt, povestindu-le cu formă al eroilor alânt. Dezvediți tot adevărul și ne spuneți tuturor cum murirea frații noștri pentru neam și țara lor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, și de tot vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioșii creștini totdeauna să întărească cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi, credincioșii săi rod, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, Fărul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic tăruiește și cu crucea Ta vârzește pe poporul Tău. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și-a toată milostivirea, a cărui milă este neasemănată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă, căzând acum cu frică și cu cutremur, ca niște rod nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru toate binefacerile ce le-ai învățat asupra poporului nostru românesc, prin marea Lui unire și într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile, învrednicește a zbori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele, întru toate faptele cele bune și a dobândit ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne pe noi, pe toți, țara și poporul binecredincioși și Sfânta noastră Biserică, de reală întâmplare, de tot războiul cearta ura și neînțelegerea dintre noi, dăruindu-ne pace și liniște. Dă, Doamne, trecătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Ale moșilor și strămoșilor, când chemau ei ajutorul și durerile Tale, asupra lor și asupra țării acestea, în care se preamărește numele Tău. Auzi-ne, Doamne, pe noi, precum ai auzit pe voievozii noștri români, binecredincioși, împreună cu strămoșii noștri, drept slăvitori de Dumnezeu, titori de țară, de cultură românească, titori de sfinte biserici și mănăstiri, înălțate spre slava Ta și spre bucuria sfântă a poporului nostru românesc. Și ne învrednicește și pe noi, pe toți acum, ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem cele prea bune să grăim și să-Ți cântăm Ție celui fără de început al Tău, Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Tu, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Întregului nostru popor român, Doamne, în această sfântă zi a neamului nostru românesc, dregătorilor noștri, Doamne, cu frică de Dumnezeu, tuturor celor care sunt de față la această sfântă slujbă de mulțumire și de laudă, adusă Ție, Doamne, tăle zile îndelungate,
păstrare în dreaptă credință creștină și păzește cu sănătate, Doamne, în țara noastră, la casele lor, într-un mult și fericiți ani, mulți ani trăiască. Testament.
dar eu vă spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă blestemă și vă prigonesc, ca să fiți în Tatălui vostru din cer, că El face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi și trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți voi mai? Nu fac și pe mine același lucru. Fiți, dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Și tocmai credința creștină a fost cea care a desăvârșit și unitatea poporului român prin actul de la 1 decembrie 1918. Sfântul Apostol Pavel, sigur, spunea mai târziu de pe Domnul nostru Iisus Hristos, vă arăt o cale care le întrece pe toate, de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dracoste în oameni, făcut-o mama ramă sunătoare și chimbală sunătoare. De a-și avea darul prorociei și toate tainele le-aș cunoaște, orice știință, de a-și avea atâta credință, cât să văd și munții din lor, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. De a-și împărți toată averea mea, de a-și da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelungată, dragostea este binecuvoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le rată, toate le nădăjduiește. Dragostea nu cade niciodată și tot Sfântul Apostol Pavel, aceasta este ultima frază pe care o rostim, ne spune: luați seama să nu răsplătească cineva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune, unul față de altul și față de tot. Să vă bucurați, să vă rugați neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru Hristos, pentru voi. Duhul să nu-L stingeți, prorocile să nu-L desprețuiți, toate să le încercați, ci țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul Păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit, între Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de plecană în venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Iosit ziua dreptății, ziua sfânta, să nume.
suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem urmași ai lui Traian. Vă rugăm acum, sigur, eu un cântec mai sensibil, având în vedere că 2014 s-au împlinit 100 de ani de la jertfa binecredinciosului voievod Râncoveanu Constantin, a fost anul național al episcopului Constantin Râncoveanu, declarat de Biserica noastră ortodoxă română. Vă rugăm să ascultați balada Râncovenilor, cântată de tinerii de la Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Pașcani. Dumnezeu ce-o vrea, chiar pe toți de
și în spate ai vezea, ca o iute vezea, în poveanurile ofta. Să-i primiți în casă, lăruie.
Să nu uităm că fără bunătate, fără iubire și fără iertare,
nu se poate zidi nicio țară, nu se poate zidi niciun viitor pentru țară, nu putem să creștem pe acești copii ai noștri în frică de Dumnezeu și în rușine față de oameni. Să ne bucurăm de Ziua Națională și vă rog ceva, pentru că sunteți aici autoritățile locale, domnul primar, sunteți aici Consiliul Local, sunteți aici alte oficialități, alți candidați, să vă ajute Dumnezeu pe fiecare. În 2018, păreacă părinții de acolo, au început sinodul de la Creta. În 2018, deci nu la anul, la celălalt an, cu toate zdruncinăturile, cu toate abținerile, cu toate invectivele, cu toate răutățile, cu toate lepădările de valorile neamului nostru românesc, să nu uitați că piatra fundamentală, spuneam de ctitorii Americii, de ctitorii Poloniei, de toate dictatorii Europei creștine, dragii mei. La temelia, piatra de temelie este credința creștină. Iar credința creștină, de la Hristos până astăzi, până la sfârșitul veacului, nu propovăduiește altcineva decât biserica. Cu acești slujitori ai ei, care au și ei slăbiciunile lor, pentru că nu suntem niște oameni veniți din cer, nu sunt niște îngeri întrupați, dragii mei. Suntem oameni, cum sunteți și frățiile voastre, cu virtuțile și slăbiciunile fiecăruia, dragii mei. În 1918 se va sfinți Catedrala Neamului nostru românesc, pentru că ea a fost jertfa, promisiunea poporului, ca lauda lui Dumnezeu și mulțumirea lui Dumnezeu pentru întregirea neamului nostru românesc. De aceea se numește Catedrala Neamului, Catedrala Reîntregirii, Catedrala României noastre, dragii mei, că nu avem o catedrală. Și vă spun sincer, indiferent ce se va întâmpla, pe brânci, în genunchi, rănit, lovit, doresc și vreau din toată inima ca să simțim și noi la roșu catedrala din orașul nostru. Nu pentru noi, nu pentru primar, nu pentru nu știu cine, nu pentru mitropolit. Pentru Dumnezeu și pentru mulțumirea adusă lui Dumnezeu, ca aici, după măsura pe care trebuie să o păstrăm. În orașul acesta, unde acum 100 de ani erau câțiva pășcăneni pe aici, sigur, uniți în jurul acestei citadele care întotdeauna a hrănit, a animat și a mulțit comunitatea pășcăneană care au fost atelierele CFR. Și vedem astăzi ce a mai rămas din ele. Instituție, citadelă cu interes național, așa cum sunt atâtea lucruri de interes național și pe care nu le-am putut păstra și pe care, în care am dat cu piciorul și pe care le-am vândut și pe care ne-am vândut și prin care ne-am vândut și ne-am trădat țara și neamul nostru românesc. Indiferent ce se va întâmpla. Mă voi duce cu cerșitul la bătrâna noastră care mai ține încă un leu sau 10 lei într-o batistă. Și ea când îi voi cere o cărămidă pentru Biserica lui Hristos, ea va deschide inima și sufletul lui, și sufletul ei, și va dărui cu iubire și cu milă și cu milostenie. Dar să ne bucurăm de Ziua Națională și eu vreau să vă deschid sufletul și inima ca pășcăneni. Mulți dintre frățiile voastre suntem altoiți aici. Eu nu m-am născut în Pașcani. Dar de 33 de ani, de când m-a chemat Dumnezeu să slujesc biserica din Pașcani, și sufletul, și inima, și credința pășcănenilor, m-am altoit cu toată ființa mea. Să știți. Și atâta timp cât îmi va mai da Dumnezeu cuvânt și putere cât voi mai avea, îmi voi pune sufletul, credința și dragostea mai ales pentru tot pășcăneanul și pentru cel care mă iubește și pentru cel care nu mă iubește. Și bucuria cea mai mare este atunci când îl pot iubi, cum a spus din cuvintele Mântuitorul, pe așa zisul vrășmaș al meu. Păi dacă n-ai vrășmaș, spune că nu te iubește Dumnezeu. Când ai vrășmaș mai mult, te iubește Dumnezeu mai mult, numai ca tu să îl ai pe Dumnezeu în conștiința ta, în inima ta, în casa ta și în comportamentul tău.
Părinți, onorată asistențe, dragi veterani, poporul român, întreaga suflare românească, sărbătorește astăzi aniversarea 98 de ani de la primirea visului de veacuri a realizării unității naționale prin Marele Act Istoric din Alba Iulia din data de 1 decembrie 1918, zi sfântă pentru neamul românesc. În această zi, din anul 1218, frații noștri ardeleni au venit la Alba Iulia cu micul mare, de la intelectual la sărat, de diferite confesiuni religioase, pentru realizarea visului de veacuri, unirea tuturor românilor de la Nistru Palatinsa, așa cum spune poezia sa, mare poet Mihai Rămilescu, într-un singur stat, România Mare. Marea Unire, din istoricul an, 1918 a fost rezultatul zecilor de mii de jertfe pe care poporul român le-a dat de-a lungul veacurilor. În această zi de decembrie, de reamintit de onoarea și demnitatea lui Decebal, de visul de o clipă plin de vorbonul Mihai Viteazu, care a pornit și-a unit la oaltă dealul Moldova și țara românească, fără să ceară voie de la nicio părăție, precum și sfârșitul tragic al acestuia din Câmpia Tuzlă. Ne reamintim de târgele lui Doja și al Horia, care au umplut drumul și roata pentru cauza și dreptul românilor. Ne reamintim de neduplicatul Avram Iacu, de extensiunea capitalului săi, cu care a luptat alături în rodul Carpatului Apuseni, oferită de sarul lecția apărării, o direcționată, muscată și hărțuire. Ne reamintim de imnul național care a fost cântat în transformarea ca pe o sfântă poruncă din veac în veac, ca pe un critic de suflet tuturor românilor, zi pe care îl intonăm și astăzi. 1 decembrie a fost și este ziua cea mai importantă din trecutul, prezentul și viitorul României. Anul 1918 a semnat momentul istoric de constituire ca stat federat al naturii române pe vechiul teritoriu al Dacii Felix, care se formase în urmă cu aproape 2000 de ani. Hotărârea Dunării la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost aprobată de Tratatul de Pace Fratea Noastră, prin care puterile aliate au declarat apartenența Ardealului la România și au stabilit granițele teritoriale cu Ungaria, granițe care sunt și azi în vigoare. În contextul țării noastre, când România este parte integrată a Uniunii Europeane și NATO, noi românii trebuie să dovedim că e înainte de toate, casa noastră este Casa Unității Naționale, constituită aici, unde am fost întotdeauna prevorbite la 10 de milioane de români pe alcărămași pe altarul patriei pentru apărare ființei naționale. Din osemintele lor s-au construit coloane de susținere a existenței naționale cu pilonii înființați de când coloane carpaților românești, dar și inimile și conștiința peste 20 de milioane de români. În această zi sfântă și dragă, se cuvine să plecăm cu pioșenii în fața înaintașilor noștri, care s-au jertfit pe altarul patriei pentru realizarea unității naționale a tuturor românilor. Ne exprimăm încredere în oștirea țării
cu speranța că va dobi aceeași dăruire pentru fate, provocând acest salul valori și spiritul militar românesc, atât de necesar în conjunctura internațională a vremurilor pe care ne trăim. Veteranii de război din municipiul Pașcan aduc prin nostru și recunoștința tuturor celor care au căzut la datorie din iubire pentru neam și țară și care sunt o pildă în munca noastră de zi cu zi pentru înfloirea continuă a scumpe noastre România. La mulți ani români, la mulți ani România! Trăiți! Și iertarea păcaților tuturor eroilor neamului nostru românesc, jertfiți la datorie sfântă pentru libertatea, unitatea, dreptatea și credința acestui popor. Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor, de la Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru să cerem. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu, tu prilojea tot trupul care călca moartea pe diavol surbat și ai dărit viața lumii tale, odihnește sufletele adormiților rogilor, lui rogilor tăi, Doamne, eroi ai neamului nostru românesc, a tuturor voievozilor noștri români, a tuturor pictorilor de țară, de cultură și de limbă românească, trecuți la cele veșnice fiecare după numele lor, îi odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă-i. Nu este om pe pământ să fie viu și să nu greșească, singur numai Tu, Doamne, ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac, cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm, Doamne minuiește! Că Tu ești învierea, viața și odihna a dormiților, rogilor Tăi pomeniți, Hristosule și Bunului de viață, Făgătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc, repărul veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neamă-neam și-o fără, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte! Thank you.
Amen.